Ce clown să fie nebun. Karma, karma, băi, karma. Pap. Asta zic băsesc în partea aia veții și pe ascuns. Din ianuarie și astfel. Bă, am stat la redacție. Nu m-am scos pe teren.
Haideți, mă! La mine merge. Gata? Haide! Haide, despre ești gata? Gata, tu ești gata, da? Gata. Ok, spuneți-ne... Bună ziua, numele meu este Fundătureanu Grigore, sunt managerul proiect al acestei lucrări. Deci lucrarea constă, este o lucrare de... este o lucrare portoară, un cheu de greutate cu lungimea de 171 de metri, 85 de metri pe latura care suntem noi acum și 86 de metri pe latura perpendiculară pe ea. Cheul este fundat la adâncime de 13,50 m. Dragajul este efectuat la minus 16,50 minus 17 metri până se adunci la o rocă bună de fundare. Patul de fundare este executat din piatră brută, 10-50 de kilograme, așezată în două straturi, cu o compactare prevăzută în două etape. O etapă de compactare dinamică și o compactare statică cu bloc de 100 de tone lângă colțurile, lângă cheurile existente. După realizarea acestui pat de fundare, s-au montat blocuri prefabricate de, de aproximativ 100 de tone, câte de la cota minus 13,50 până la cota de plus 30. Peste aceste blocuri de 100 de tone, s-a făcut o umplutură de un priz descărcător în spatele lor, peste care s-a făcut acest coronament care se vede în etapa aceasta. Umplutura este o umplutură de pământ de aproximativ 10.900 de metri pătrați. Aceasta, pentru viitorul concesionar acestei platforme, se va excava această parte de suprafața umpluturii și se va realiza o platformă betonată sau viitorul concesionar ce va face cu această platformă. Adică nu e finalizată? Deci, proiectul este finalizat în etapa asta, asta este etapa finală pentru proiectul nostru, dar pentru viitorul concesionat, că va face platformă betonată, că va face silozuri, că va face cine știe ce va face pe el, va fi încă o etapă ulterioară. Ce adâncime are? 13,50. Minus 13,50. Cât au durat lucrările? Din blocul de 100 de... Lucrările au durat 2 ani de zile, cu proiectare. Cu bani de la? Cu bani de la Banca Mare. Fonduri europene, da. Fonduri europene. Ne explicați așa pe înțelesul tuturor ce înseamnă o dană de gabare? O dană de gabare. Deci o extindere a danei de gabare. Deci să vă spun că inițial în zona unde suntem acum a fost o dană de gabare. Dană de gabare era dana unde se încărcau gabarele autobasculante, gabarele basculante pentru construcția portului care îl vedem acum. În fața acestei dane de gabare s-a făcut cheul pe care îl vedem acum. Și acum a avut loc o extindere spre sud a danei de gabare. În alt proiect a avut loc o extindere spre nord a danei de gabare. Și astăzi s-a realizat acest cheu cu lungimea aici 80 de metri, existentul încă vreo 300 de metri, s-a realizat o lungime de cheu de 380. Denumirea a rămas de la dana de gabare, că inițial pe acum 20-30 de ani și asta, aici este o dană de gabare în care acostau șalandele, din, cu auto se încărcau direct șalandele și plecau și basculau în interiorul portului pe amplasamentele cheurilor care s-au făcut. Aveți idee când va fi licitată? Păi e constructor, nu știe constructor. Nu sunteți de la PC? Eu sunt constructor. Nu ești de proiect. Așa, acum nu mai ești pentru gabare. Nu mai este pentru gabare. Roșu. Dar am lăsat denumirea de la gabare și am explicat de la ce a fost denumirea asta de gabare. Mulțumim frumos! Cu multă plăcere!